Bine v-am găsit la horoscopul de marți, 24 octombrie. În introducere știți foarte bine că trebuie să fac anunțurile de rigoare și anume există horoscopul săptămânii pe rol. Probabil azi, mâine o să apară, dacă nu cumva a apărut, astrodrama lunii noiembrie deja și sunt câteva evenimente foarte interesante. Iar pe parcursul acestei săptămâni, mai către final de săptămână, o să apară încetul cu încetul și horoscoapele lunii noiembrie. Deocamdată n-a apărut nimic, nu căutați niciunul, decât eventual astrodrama lunii noiembrie cu trecerea aceea în revistă, la modul general, al evenimentelor astrologice ale lunii care vin. Pentru că aceleași evenimente vor fi din nou luate la bani mărunți în introducerea horoscoapelor zilnice, horoscoapelor săptămânale și, evident, la fiecare zodie pentru horoscoapele lunii atunci când vor apărea. Deocamdată, astăzi vorbim despre un eveniment important despre care, evident, că am spus multe și în horoscopul săptămânii și anume acel trigon de apă dintre soarele abia mutat în scorpion ieri și Saturn, care prin retrogradare este acolo la ușa zodiei peștilor. Și când zic la ușă, e chiar acolo pe un grad 1. Un pic, dacă mai mergea, ar fi făcut un pas învărsător înapoi, dar nu e cazul, rămâne totuși în pești. Un astfel de eveniment cu Saturn în pești, vreau să spun, s-a produs ultima oară undeva prin 1995, în noiembrie 1995. Pentru că, la momentul respectiv, Saturn se mai afla în pești. 95, evident, și când pasă înapoi în 94, au mai avut loc. Deci, vedeți cât este de rar. Vă spuneam în niște horoscoape anterioare, poate încă de pe vremea când a intrat Marte în Scorpion zilele trecute, că aceste planete la început de Scorpion, Marte, Mercur, Soarele, acolo grămadă, într-un buchețel, sunt sub acest tir astral din partea lui Saturn și sunt atât de rare. Nu avem parte de așa ceva decât, iată, odată la 8, la 28, 29, poate chiar și 30 de ani. Este un... am vorbit și în horoscop, trebuie să vă spun să ascultați și ce am spus acolo, că poate mă repet, are acest dar vindecător. Saturn este vindecătorul. Saturn este în această perioadă, acolo în pești, unde deja se află și Neptun, un alt element foarte bun pentru vindecări, eliberări, închidere de capitole, aruncare la gunoi a unor lucruri. E, când e vorba de Scorpion, că acolo sunt grămadă aceste planete și a mai venit și Soarele la rând, toate acestea umblă în adâncurile ființei noastre, până în rărunchi, până în amintiri, până în viața anterioară, cine știe. Și cum Scorpionul de foarte multe ori se ocupă de lucrurile neplăcute ale vieții noastre, lucrurile un pic cam toxice, un pic cam de care poate nu vrem să vorbim, tocmai de-aia este o zodie foarte misterioasă, foarte tenebroasă, așa, în zona întunecată a vieții noastre, ne ajută un astfel de aspect, sau mai bine zis, toate cele trei aspecte simultane, aproape în acest interval, în luna octombrie, ne ajută să vindecăm ce e acolo. Evident, trebuie și să dăm afară ce este acolo. Nu luăm o pastilă și se vindecă. Este ceva care se cere scormonit, discutat, că este și un mercur implicat, deci să spunem cât se poate de sincer, de direct, de franc, de categoric ce este acolo în interiorul nostru și să facem curățenie. Scorpionul este poate singura zodie foarte tranșantă care pune capăt unor lucruri ca să renască tot în altă direcție, cu atât mai mult că exact aceleași planete sunt în această perioadă și sub tirul astral al lui Pluto, Pluto fiind de felul lui foarte tranșant și Pluto și Saturn două planete grele, numai că una formează cuadratură și aici e Pluto și alta formează trigoane și asta este Saturn. Amândouă destul de grele ca influență, sunt două planete oarecum malefice, li se spune, dar nu despre asta vorbim acum. Maleficul e în interiorul nostru, ceva negativ. Cu toți avem ceva acolo în debaraj și trebuie să umblăm din când în când în debaraj, aia să aruncăm, că ducem cu noi cine știe de câtă vreme această otravă care nu ne mai face bine. Relații toxice, gânduri toxice, convingeri limitative toxice, stiluri de viață toxice. Ce este în vârful acului scorpionului?
un pic de venin. E veninul ăla pe care ori ne-l auto-injectăm uneori, ne facem singur răi, ori mai trimitem către alții. Evident că e valabil și acul altora care se îndreaptă către noi și poate găsim ac de cojocul lor și găsim o cale de a ne proteja, dacă nu chiar de a contraataca. E o perioadă în care trebuie să facem pace, dacă am putea. Dacă n-am făcut pe perioada balanței, poate o facem acum. Numai că de data asta scorpionul nu prea e pus pe pace. Scorpionul e mai aspru, mai dur, mai categoric, mai răzbunător de multe ori. Dar poate e nevoie de acest curaj nebun de la scorpion, citire, să facem un pic de curățenie în viața noastră. Să nu vă mire în perioada imediat următoare, dacă nu deja vă confruntați cu asta, că aveți relații dificile, ciudate, multe lucruri bizare care nu le înțelegeți. De ce? Pentru că scorpionul e greu de pătruns, greu de înțeles. Una se vede la suprafață și cu totul altceva este în interior. Energia scorpionului este și aia ușor manipulatoare, ușor sau mai mult manipulatoare, este acea vrajă pe care o simțim de multe ori, dar poate fi o vrajă periculoasă. Da, scorpionul este o energie a pericolului. Ne cam jucăm cu focul de multe ori. Ne cam jucăm cu lucruri pe care nu le putem controla. Și poate acum a venit vremea să rezolvăm ceva din toată această poveste. Să descoperim, să scormonim, să scoatem la lumină, să vindecăm, să spunem că poate și acolo în interiorul nostru ne macină ceva ce nu putem exprima. Și prindem acum un curaj de ăsta nebun să deschidem gura. Dar de fapt gura nu face altceva decât să deschidă o ușă care e acolo în minte și ne-am închis-o bine, ne-am baricadat-o, nu cumva să spunem ceva, că cine știe ce scoatem pe gură. Deci gura de fapt scoate ce e în minte sau ce e în suflet. Și trebuie să dăm afară acea otravă pe care o mai ținem pe aici pe acolo. Ori propria otravă, că toți ne facem rău la un moment dat cu gânduri, cu obsesii, cu nebunii, că da, scorpionul ține mult și de obsesia vieții noastre, de lucrurile alea pe care nu le vedem decât în alb și negru, nu există zona de gri. Și la fel, relații toxice, mentalități toxice, gânduri toxice, gânduri negre, da, poate fi și vorba de asta, dar Saturn este salvarea noastră. Saturn este, deși e o planetă dificilă, dar formează minunăția asta de trigon, ce serie asta de trigoane, că este o serie întreagă care se va menține câteva zile de acum încolo și care ne mângâie, ne ia în brațe, ne dă lecții, ne îndrumă. E un bun coach Saturn în perioada asta. Neptun va veni și el la interval foarte curând, luna viitoare vor începe aceleași trigoane de apă, dar cu Neptun. Deci acum ne ducem la spovedit, să zicem așa, la Saturn, care știe să asculte, ne dă timp să exprimăm tot ce avem acolo, hai spune că te ascult, el tace, Saturn e tăcut de felul lui în pește acolo, nu vine și dă cu noi de pământ, dar cere de la noi această sinceritate, să ne privim pe noi înșine în oglinda asta, uite, spune, te ascult, zice el, ca un bun psiholog, ca un bun coach, ca un bun îndrumător, ca un ghid, dar nu e pus deocamdată, nu e pus pe ceartă, pe critici, nici vorba de asta. Ca apoi el zice, știi ce, am alături un prieten și acesta se cheamă Neptun, are cabinet psihologic, eu sunt ascultătorul, eu sunt consilierul tău. Dar dacă vrei și vindecare, du-te la Neptun. Și vine și Neptun foarte curând la întâlnire. Este trimis și Soarele și Marte și Mercur, toate trei vor fi trimise și la psiholog curând. Deci e de bine. Întâi dăm afară, întâi conștientizăm, da, pentru că acest Saturn poate fi de fapt oglinda. Uite, ai o problemă acolo, mică, mare, cum o fi, dar e vindecabilă, să nu crezi că o duci după tine la nesfârșit. Dar du-te la psiholog alături la Neptun. Nu înseamnă că toți vom da buzna la psiholog, ceea ce spun eu este metaforic. Deci ceva acum conștientizăm, că Saturn este o planetă a conștientizării. Aha, am problema asta, trebuie să mi-o asum, trebuie să mi-o accept, asta este, nu pot să mai fug de ea, nu trebuie să o mai ascund în debarac, am ascuns-o mult și bine, pentru că și pește și scorpione sunt zona debaralelor vieții noastre. Una mai psihologică, cum este a peștilor, și alta una mult mai profundă, cum este cea a scorpionului. De fapt, amândouă. Cumva merg mână în mână pește și scorpionul, dar cu totul alte energii. Deci avem ceva acolo în beci, avem ceva în cutie, avem ceva în sipetul nostru de secrete și care, iacătă, ne ajută Saturn să le vedem, să le conștientizăm, poate să le și scriem, poate să le și
exprimăm în cuvinte, poate chiar și pentru noi înșine, cu atât mai mult că este și foarte curând și acea eclipsă de care v-am zis în horoscopul săptămânii și despre care voi mai vorbi la horoscopul din acest weekend, dar ne cere să fim cât se poate de sinceri cu noi. Nu mai sta în iluzie, spune Saturn. Nu mai fugi după cai verzi pe perezi, nu te mai amăgi singur. Și amăgirea, amăgeala, nici nu știu cum să spun, iluzia în care am trăit în anumite puncte de vedere, e foarte posibil să fie deja toxică, nu ne mai face bine. Las că e bine așa, spunem, dar nu este. Ceva în viața noastră și de aia luăm un drog al iluziei. Drogul iluziei poate să însemne că e o iubire minunată, dar nu este, că e un job minunat, dar nu este. Deci drogul, scuzați că trebuie să fac o astfel de comparație, drogul când îl iei, mamă ce bine este, dar ce rămâne în urmă? Cam asta, cu asta se joacă cele trei planete în Scorpion. Ne arată că drogul ăla al iluziei, al frumuseții vieții, mamă ce bine ne este într-un anumit plan, e periculos, e riscant, e împotriva noastră. Putem deveni dependenți de lucrul ăsta dacă nu ne oprim din iluzie. Și Saturn ne sparge iluzia, în sens bun. Ne aducem cu picioarele pe pământ să vedem că acolo e o travă pe care o înghițim zilnic într-un anumit plan al vieții, aici trebuie să vă descoperiți singur. Pentru că, de fapt, asta și face Saturn și Pluto, fac Saturn și Pluto cu cele trei planete din Scorpion și foarte curând și Neptun. Ne trimit la psihanaliză. Stăm pe canapeaua aia pe care vine și Freud și Jung și tot neamul lor de psihologi, metaforic vorbind, și ni se aplică niște terapii, dar întâi explorare. Ia să vedem ce e acolo și după ce vom descoperi într-un fel sau altul, prin jocul vieții, la urma urmei, prin tot ce trăim zi de zi, vom descoperi niște revelații, răspunsuri, clarificări, ni se dau niște sfaturi și bine ar fi să le ascultăm, ni se arată niște căi și bine ar fi să le urmăm ca să ieșim din zona de toxicitate, de întuneric, de tenebre ale sufletului și ale minții noastre, pe undeva unde poate avem norocul că acum avem parte de această terapie pe care Saturn și apoi Neptun ni le vor oferi pe gratis, că e de la cosmos citire, că e de la univers citire, că în unele cazuri unii chiar au nevoie de ajutor calificat, adică să se ducă efectiv la niște oameni care să-i îndrume pe calea terapiei lor, sigur este de preferat. Ăsta poate fi un moment în care ne putem lăsa, între ghilimele, de orice lucru care nu ne face bine. Jos, dau jos, dărâm și dărâmarea nu e ceva rău. Dacă în perioada imediat următoare, din decizie proprie sau că universul ne va trimite o cădere, o prăbușire a unui edificiu și în care, mamă, credeam că edificiul ăla este perfect, vom spune mulțumesc. Nu azi, nu mâine, nu în mijloc furtunic, atunci când cade totul sub ochii noștri, nu ne putem bucura. Dar după o vreme, după ce să conștientizăm, după ce să ne punem niște întrebări, de ce a picat, de ce a murit, de ce m-a lăsat, de ce ne-am despărțit și toate alea negative la origine, după aia vom vedea ce bine că s-a întâmplat așa. Că de multe lucruri se vor încheia, vor muri, că Scorpionul, scuzați, dar este și o zonă a morții, dar după moarte vine renaștere, nu stă mort acolo și putrezește. După aia, tot din lucrul ăla pe care noi l-am îngropat, va ieși altceva, alt drum, altă cale, altă relație, altă iubire, alt job, altceva, încât să nu vă merie că pierdeți lucruri, în unele caze poate chiar și oameni, într-un fel sau altul, dar trebuiau să plece, erau toxici și toate aceste lucruri erau toxice, ceva ne ținea pe loc în evoluția noastră și după ce ne vom detașa, elibera, vindeca, vom vedea că alternativa care se va vedea curând la orizont va fi vindecătoare și eliberatoare. Cam asta am avut de zis în introducere despre acest Saturn în trigon cu Soarele. Astăzi, la grad exact, este cu Soarele, dar cu celelalte planete deja a avut trigoane zilele trecute. Trigonul dintre Marte și Saturn a avut loc pe 13 și trigonul dintre Mercur și Saturn a avut loc pe 22, toată luna octombrie, încât suntem sub influența lor în continuare. În acest moment, amintindu-vă să fiți cu ochii pe acest canal de YouTube și mulțumesc celor care o face, sunteți deja vreo 78.000 și ceva de abonați, vă puteți abona în continuare cei care n-ați făcut-o sau puteți apăsa jos pe clopoțel ca să fiți atenționați
anunțați ori pe desktop, ori printr-un mesaj pe telefon că apare ceva pe acest canal de YouTube și știți foarte bine că apare zilnic, iar de zilele viitoare vor apărea și câte 2-3 filme pe zi, încât o să tot primiți mesaje că de notificări la urma urmei. Vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și hai să vedem cum este o zi de marți, 24 octombrie, cred că este și o sărbătoare astăzi, la mulți ani celor care petreceți ceva și o zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Pentru voi berbeci, cele trei planete îngrămădite acolo în Scorpion, s-ar putea să vă ofere niște resurse la care nu v-ați gândit până acum să apelați. Pentru unii pot fi și resurse foarte materiale, foarte palpabile, dar cred că e mai mult decât o zonă palpabilă. Cred că aveți undeva în interiorul vostru un as în mânecă, o superputere pe care n-ați folosit-o. E o perioadă, de aceea am să vă invit să vedeți și măcar introducerea din horoscopul săptămânii, dacă nu și zodia voastră, vorbeam că e o perioadă în care săpăm după niște comori. Voi aveți o comoară în propria voastră ogradă, în interiorul vostru, în mintea voastră, în sufletul vostru, în spiritul vostru. E cele trei planete, cam asta, sunt un fel de sipet cu diamante pe care trebuie să-l descoperiți în perioada asta. Poate uneori vă îndoiți că aveți acest as în mânecă. Poate fi un talent al vostru, poate fi o pricepere, poate fi o idee, poate fi o soluție la care poate nu v-ați gândit înainte. Cineva, probabil foarte drag vouă, v-a arătat niște căi de a ajunge acolo la sipetul ăsta. Dar din propria încăpățânare, dar din comoditate, dar din alte motive, tot a zis nu, 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 eu nu am lucrul ăsta, eu nu pot lucrul ăsta, eu nu fac lucrul ăsta. Ați refuzat să căutați. E totuși, Saturn, acolo este într-un sector al intuiției și chiar se va întâlni în această perioadă, chiar astăzi, cu Luna, acolo în Pești, e vă va inspira Saturn împreună cu Luna. Ce ar fi mai să caut sipetul ăsta? Oare nu cumva chiar am acest talent? E ca atunci când multă vreme cineva va îndemna, mai pune mâna și scrie. E un exemplu. Nu știu eu să scriu, eu abia leg trei cuvinte, eu abia scriu acolo o cerere pentru salar, ce să mă apuc eu să scriu? Dar totuși treceți printr-o situație bizară în care doar destinul vă îndeamnă să o faceți și puneți mâna și iese. Ce-o fi lucrul ăla? Am dat doar un exemplu că scrieți, dar pictați, faceți o fotografie, ieșiți în fața unui public și spuneți ceva, zugrăviți un perete, nu contează ce activitate faceți, dar descoperiți niște talente latente pe care ar merita să le valorificați acum înainte. Comoara aia din pământ. Ați săpat și ați dat de ea. Și s-ar putea să dați așa un pic la întâmplare, la hazard, cum am zis, îndemnat de cineva, de gura cuiva faceți lucrul ăsta. Veți descoperi. Nu neapărat zilele astea. Poate deja faceți lucrul ăsta de câteva zile, mai aveți, poate câteva zile bune de acum înainte de a descoperi ceva la voi. Dar lucrul ăla, dexteritatea aia, priceperea, calitatea, ce-o fi minunea aia pe care o găsiți în voi înșivă, poate fi schimbătoare de sens. Poate ieși un hobby de aici, poate ieși o carieră de aici, poate fi fericire, poate fi împlinire, poate fi misiunea voastră personală, cu atât mai mult că voi îl aveți pe nodul nord în zodia voastră, deci foarte mulți berbeci în un an și ceva de acum înainte vă veți găsi sensul, calea. Și iată, vine o astfel de inspirație. Da, acolo te-ai gândit să cauți în colțul ăla al grădinii, metaforic vorbind, ai încercat să faci lucrul ăsta? Nu, că eu nu știu, da, măcar încearcă. Și poate unii ați mai încercat, n-a ieșit, deci poate fi o repetare a aceluiași lucru. Deci merită să puneți mâna pe lopată
și să săpați după comoara aia care este în interiorul vostru și așteaptă să fie descoperită, iar după ce va fi descoperită, foarte posibil să vă aducă împlinire, fericire, prosperitate, de ce nu, că nu găsiți diamante, dar diamantul e în voi. Taurul, sigur că sunteți și voi într-un moment important. Voi sunteți gata să puneți punct la o situație care probabil durează de ceva vreme, v-ați și săturat de cât o tot duceți în spate. Și parcă ați aștepta toată această energie de scorpion ca să fiți curajos și tranșant să-i puneți punct acelei situații. Duceți după voi o ghiulea de picior de multă vreme, o relație care nu se mai termina, un divorț care nu se mai termina, o datorie de care nu ai putea scăpa. E sentimentul ăla că a scăra după voi o căruță, dar ce e în căruța aia probabil nu va mai trebui de mult. Vă obosea, era un consum de resurse inutil, era stres inutil, era tot balastul vieții voastre în căruța aia. Dar vine momentul ăsta de click, să zicem așa, cu atâtea planete în Scorpion care sunt în zodia diametral opusă vouă, cu două planete importante în zodia voastră, pregătindu-vă de o eclipsă în ograda voastră în acest weekend. Deci sunt o grămadă de configurații care vă îndeamnă și vă dau inspirația, curajul, sau mai mult decât curajul, înțelepciunea, să încheiați lucrul la o dată pentru totdeauna. E o perioadă de finaluri radicale, tranșante. Scorpionul e tranșant, el e ori tot ori nimic, încât scorpionul vrea să pună punct și mort să rămână. Și energia scorpionului vă îndeamnă, hai, pune odată lacăt pe ușa asta. Ce-o fi? Pleacă, du-te, spune adio, că nu vezi de când o tergiversezi, nu vezi de când o tragi, e mort de mult lucrul ăla și tu tot îi mai dai un pic de apă, poate reînvie. Nu mai reînvie. Nu reînvie lucrul ăla. Dar lucrul ăla odată mort și îngropat și abandonat și ducă-se că nu mă mai uit acolo, pe terenul ăla poate să crească ceva nou. Posibil să fie o perioadă de lungă durată. S-ar putea să nu reușiți această închidere de capitol, de descătușare, de tăiere a acestei ahamurilor care țin căruța aia. Voi sunteți un mic căluț acolo, un tăuraș care este înhămat la căruța aia cu balast inutil. Și nu zice nimeni că e ușor să tai hamurile și o zbughiți. Nu, poate fi de lungă durată și probabil eclipsa asta de la sfârșitul săptămânii abia declanșează eliberarea. Dar poate veni acum decizie, clarificarea, iluminarea, aha, măi, știi ce? Chiar că acolo în căruță eu duc un mort deja putrezit. Ia să mă duc să îngrop mortul ăsta. Să fac curățenie în căruța asta și să pun altceva foarte curând. Apucați-vă deci de curățenie generală în viața voastră să vedeți ce trebuie aruncat odată la gunoi. Pe care stă în puterea voastră să îl închideți, capitolul, etapa, ce-o fi acolo. Mortul ăla trebuie îngropat, voi îl veți îngropa, voi trebuie să-l aruncați. Că foarte curând o să fie loc de ceva nou, mult mai bun pentru voi. Gemenii, cineva ar fi trebuit să joace un rol în viața voastră. A promis la un moment dat că atunci când veți avea nevoie, o să participe, o să intervină, o să fie acolo alături de voi, nu știu ce servicii o să vă facă în beneficiul vostru și v-ați bazat pe asta. Și poate de mai multe ori ați fi avut nevoie de această contribuție, să-și onoreze promisiunile. Dar iată că vine nu știu câta ocazie ca acest personaj să-și joace rolul și nu o face. Dățile trecute poate v-a prins într-o perioadă mai blândă, mai înțelegătoare, mai tolerantă, mai bine, ok, te înțeleg, treacă de la mine că n-ai venit să mă ajut când am avut o nevoie, indiferent ce înseamnă ajutorul, de la cel mai mărunt până la lucruri majore de destin, dar acum când vi s-a cam umplut paharul, nu îi mai acceptați încă o amânare. Încât unii sunteți foarte pregătiți, sufletește, să încheiați o relație, dacă vedeți, o relație sau o colaborare sau ce fie acolo, dacă vedeți că nu știu câta oară ar fi trebuit să vină alături de voi să
lucreze la ceva și dă bir cu fugiți. O să fiți destul de tranșant, gen, și ce, nu mai întrebi. Mă descurc singur, nu, ajutorul tău este vorbă în vânt, praf în ochi. Cred că vă treziți din iluzia asta pe care cineva vi-a alimentat-o. Te ajut, te ajut, vin și fac, îți dau, vom drege și vom face. A fost, v-a dus cu vorba această persoană, cu zăhărelul. Dar scorpionul, energia scorpionului nu mai acceptă zăhărel. Scorpionul la el, ori îmi dai, ori la revedere. Ori acum, ori nu mă mai interesează. Ori tot, ori nimic. Și veți veni probabil cu o astfel de doleanță foarte tranșantă și o să-l cam prindeți cu o caua mică pe acest personaj. O să vă dați seama că nici nu putea să vă ajute probabil. A fost așa, o vorbă aruncată într-un moment de generozitate, de prietenie, de... că promisiunile alea erau deșarte. Dar ce bine că aveți acest curaj de a spune lucrurilor pe nume. Este o perioadă în care suntem îndemnați să deschidem gura odată pentru totdeauna și a fi tranșant, de fapt, vă eliberează de un om toxic în viața voastră. Cine o fi? Dar e un om care vă prea aduce cu vorba de atât de mare de vreme. Vă hipnotizează. Poate fi un manipulator, poate fi un aburitor, mai ceva decât geamănul. Că și gemenii mai știu uneori să mai folosească tertipuri pentru a-și atinge scopurile, dar acesta se pare că e mai abitir și știe să promită multe, dar cu promisiunea rămâne. Veți fi pregătiți, poate nu azi, nu mâine, zilele astea vă veți gândi foarte serios să scoateți din viața voastră un personaj, cine fi el, inclusiv un meșter care trebuia să vină să vă lucreze în casă. Da, nu înseamnă că o iubire sau ceva de genul. Veți renunța la serviciile cuiva pentru că vă duce cu vorba, pentru că v-a păcălit, pentru că v-a aburit. A fost un magician și a făcut abracadabra cu voi să vă prindă în plasă și acum când ați avea realmente nevoie de el, el de unde nu-i sau nu poate oferi ceea ce a promis. Dar cel tranșant sunteți voi. Veți tăia în carne vie, chiar dacă asta înseamnă ruperea unui contract, o demisie, o demitere, o dare afară pe ușă, un șut în spate, pentru că n-aveți nevoie de oameni care promit multe și nu fac nimic. Voi, raci, veți primi o mare lecție în această perioadă. Posibil să aveți o discuție cu un personaj mai matur, mai înțelept, mai experimentat, mai trecut prin niște teste de-a lungul timpului și care poate juca rolul acesta de îndrumător, mentor, profesor pentru voi. Bateți la ușa acestui om cu alte cuvinte. Aveți nevoie de un sfat, de un ajutor, de o intervenție, de o părere. Și acest om vi le poate oferi cu dragă inimă, dar în unele cazuri poate fi vorba și de bani. Adică e un specialist pe care trebuie să-l plătiți. Dar sfatul pe care urmează să vi-l dea, informația pe care urmează să o primiți la acest om, face toți banii. Merită tot efortul. Încât e o șansă pentru voi să stați de vorbă cu acest om. E specialist, e expert, e deștept, e șeful, e mamă, cine poate fi. Dar îi recunoașteți această valoare, îi recunoașteți superioritatea și greutatea în a vă fi de folos. Și de aia e o onoare aproape pentru voi că vă primește și stă de vorbă cu voi. Poate fi chiar și un sentiment de asta că sunteți ales să vorbească cu voi. Nu cu oricine, cam așa ceva, nu cu oricine vorbește acest om, nu cu oricine își pierde el timpul prețios să dea sfaturi. În unele cazuri poate aveți și șansa un noroc de-a binelea să fie un ajutor fără bani, da, benevol, e acolo și vă dă un pont și vă șoptește la ureche, și ar trebui să faci așa la problema asta. Deci puteți primi chiar și cu izul ăsta de mare enigmă, secret la ureche, șoaptă, spusă în taină, parcă numai pentru voi. Vă simțiți un pic ales, vă simțiți un pic special datorită acestei informații care ajunge la urechile voastre. Din anumite puncte de vedere, poate vi se confirmă ceva, bănuiați, credeați și acest om nu face altceva decât să vă zică da, e bine ce gândești tu, pune în practică lucrul ăsta la care te gândești. Poate fi
un om de la care, da, aveți multe de învățat, informația aia o să o puneți în practică la un moment dat, o să iasă ceva din povestea aia. Unii poate chiar aveți o șansă de a vă schimba sensul profesional datorită acestei întâlniri. Vă înscrieți la un curs, de exemplu, participați la o conferință și vă dă de acolo un pont, o îndrumare care vă deschide o ușă. Să învățați mai mult, să aflați mai mult. Ceva schimbător de sens pentru noi. Puteți lua niște decizii de astea foarte tranșante, radicale, foarte categorice, gen gata, stop, opresc aici un lucru, că vreau altceva. Se naște ceva la orizont. Ceva plăcut, ceva fructuos, ceva benefic vouă. În unele cazuri poate fi vorba și de iubire care începe. Deci totul de la apariția unui om mai special. Poate fi și o iubire, poate fi o preocupare de timp liber, poate fi un domeniu nou care vă atrage. Nimeriți, cum am spus, la o conferință de spiritualitate și aflați acolo ceva care vă incită. Și ziceți, măi, știi ce? Aș vrea să știu mai multe pe tema asta. Și încetul cu încetul, că o să-l aveți pe Saturn în pești multă vreme, de acum încolo vreo 2-3 ani, încetul cu încetul interesul o să crească pentru domeniul acesta și cine știe dacă nu vă schimbă sensul la un moment dat, când vă veți simți și voi suficient de bine ancorat în acest domeniu. Cum am zis în spiritualitate, gen, mă apuc de numerologie, învăț un an, doi și peste 3 ani voi deveni expert în numerologie sau feng shui sau mai știu eu ce. Poate fi orice, la urma urmei, nu neapărat spiritualitate. Dar m-am dus cu gândul la asta, prin faptul că e un Saturn în pește acolo. Dar poate fi zona terapeutică, zona psihologică, zona filozofică, zona artei poate să fie. Nici nu știți de unde sare iepurile, că ceea ce acum vine așa cu iz de inspirație, motivație, ce ar fi să, măi, ce interesant este să devină într-o zi sens, carieră, misiune și împlinire profesională, probabil. Leul, pot veni niște vorbe care vă dor așa un pic. Vă aduceți aminte de ceva, n-ați putut uita ceva, n-ați putut ierta ceva și vi se renasc aceste gânduri în interiorul vostru. Ba chiar cineva s-ar putea să apese un buton a nu știu câta oară. Poate acolo în trecutul vostru duceți o rană, un regret, o amintire pe care tot ați vrut să o uitați, dar nu prea reușeați. Momentul este ideal. Acum este un moment de a clarifica buba aia, ce-o fi ea. E foarte posibil să fie o rană generată de cineva, cu o vorbă, cu o critică, cu o despărțire, cu o nedreptate. Și tot acest timp voi v-ați frământat din greu, v-ați pus întrebări, poate de multe ori v-ați asumat vina, greșeala, eu sunt vinovat, eu sunt cel care. Și cum spuneam că perioada are iz terapeutic, ori aveți voi momentul ăsta de conștientizare, așa vă treziți într-o dimineață și vă gândiți la lucrul ăla și nu înțelegeți de ce vă gândiți din nou la lucrul ăla, dar poate între timp, cât o fi durat, ați învățat foarte multe, ați plătit foarte multe, v-ați schimbat voi, v-ați vindecat și acum s-ar putea să priviți lucrul ăla, rana aia, să o priviți altfel. Ori începe să vedeți că, de fapt, vina e la celălalt și nici de cum la voi, ori ați oferit iertare și nu vă mai doare, ori v-ați detașat, ori nu mai priviți lucrurile cu aceeași agresivitate ca odinioară. Da, a durut cândva, da, v-a iritat cândva, da, v-a era cel mai mare dușman cândva, dar acum, deși butoanele acelea sunt încă apăsate, parcă nu mai simțiți aceeași durere. Pe semne că v-ați mai rodat, ați mai uitat, ați mai iertat sau mai vindecat, cu alte cuvinte. Posibil să planeze din nou durerea prin aer, dar parcă nu vă mai doare. Sau, în unele cazuri, poate cauza problemei de odinioară revine într-un fel sau altul în actualitate, dar cu o altă viziune. O explicație clarificatoare, eliberatoare, ce vă ajută să
vă scoateți povara aia de pe suflet. O revelație, un aha, uite așa stăteau lucrurile și cât de prost le-am înțeles ani de zile, cât de prost le-am văzut ani de zile și uite cum stăteau lucrurile. Posibil să aveți și o discuție retroactivă cu cineva. Lucruri întâmplate în ultimele, nu știu câte luni, poate chiar ani. Și să vă dați seama că la originea supărării voastre a fost o neînțelegere, a fost o vorbă aruncată la furie, a fost o reacție prost interpretată și de aia era nevoie la un moment dat să vă aducă din nou destinul față în față sau să treceți din nou prin aceeași situație, dar după ce ați acumulat deja o experiență, v-ați mai detașat, s-a mai risipit furtuna și vedeți lucrurile altfel acum. Spre iertare, spre vindecare, spre uitare, spre închiderea acelui capitol, spre aruncarea la gunoi acelui capitol, deci să faceți curățenie în suflet, în amintiri, în viață, cu ceea ce cărați de atâta timp în spate. Fecioara, aveți un stres, un mare stres. Poate pentru unii de natură financiară stresul ăsta, pentru alții poate fi de natură relațională. Parcă ați vrea să faceți ceva, să decideți ceva, să spuneți ceva, dar cât de greu vă este. Sau mai bine zis, v-a fost. Parcă era, să zic așa, cuvintele pe buze și când ați fi vrut să spuneți dau ăla, nu ăla, diu ăla, fac lucrul ăla, nu fac lucrul ăla, parcă cineva venea și vă punea pumnul în gură, nu. Sau poate chiar voi. Frica. Frica de a vă exprima, frica de a nu greși, frica de a nu fi criticat, frica de a nu o da în bară. Deci exista o grămadă de temeri auto-impuse, la urma urmei, să nu faceți lucrul ăla. Energia scorpionului nu mai este de frică. Energia scorpionului vă ajută să deschideți gura. Și în cazul vostru, scorpionul este într-un plan comunicațional. Încât exact lucrul ăla pe care n-ați vrut luni, ani să-l spuneți, acum aveți curaj să o spuneți. O destăinuire, o eliberare, o întrebare. Puneți cuiva o întrebare, că ați rămas cu un mare semn, așa de o dilemă existențială în legătură cu ceva din trecutul vostru, din viața voastră, din prezentul vostru. Și tot, mai ce l-aș întreba, era lucrul ăla care, mamă, ce aș spune eu lucrul ăsta, dar nu i-a spus-o cuiva? Șefului, soțului, vecinului deasupra, cine știe cui? Pentru că exista o dominare din partea acelui om. Era cu ceva mai presus decât voi. Mai autoritar, mai dur, mai aspru, mai răutăcios, mai... Și de aia zicea, nu, mai bine, tac, acolo, îmi asum, bine, tac, și înghid, și suport, și fac compromisuri. Dar nu mai e momentul compromisului. Sunteți pe piciorul potrivit, nu pe piciorul greșit, să vă ridicați și să spuneți ce aveți de spus. Să vă revendicați niște drepturi, să spuneți un adevăr, să cereți socoteală, să cereți ce vi se cuvine. Curaj care vă duce și la acțiune, nu doar la a exprima în cuvinte ceea ce vreți să faceți, o decizie. Și decizii pot fi decizii de alea chiar radicale, gen ori-ori. Acum ori niciodată, ori tot, ori nimic. Dacă nu o fac acum, probabil nu mai fac. Și după ce o veți face, vă veți lua inima în dinți și veți spune, face, decide, acționa, ce bine o să vă simțiți și ce mândru o să fiți și ce bine se vor rezolva lucrurile. Suntem cu toți îndemnați să facem ce n-am avut curaj să facem. Să spunem ce n-am avut curaj să spunem. Și care după aceea vor deschide o nouă etapă în planul alea, de care deocamdată, sau până acum, mai bine zis, v-a fost frică. Voi, balanțele, începeți de astăzi să culegeți roadele a vreo lună din viața voastră. Pentru că s-a eliberat terenul în ograda voastră, nu mai este nicio planetă acolo, toate cele trei planete care au trecut nu de mult prin balanță, acum s-au mutat într-un sector al rezultatelor. Probabil, niște rezultate la munca voastră de zi cu zi. Undeva voi ați depus un efort, unii la serviciu, alții într-o relație, alții la voi înșivă, alții în casa voastră, în familia voastră și acum puteți vedea cu ce, unde ați ajuns. Vă mândriți acolo unde ați ajuns? E satisfacție pentru unii, inclusiv din natura materială? Zona scorpionului pentru voi este într-un sector material al banilor, deci se poate măsura și în astfel de rezultate la urma urmei. A cam venit vremea recoltei pentru voi și o meritați.
această recoltă. Ați depus tot ce stătea în putință să ajungeți aici. Unii poate trebuie să și, da, vă bucurați de ceea ce aveți acolo în hambare, dar trebuie să luptați să păstrați ce aveți acolo în hambare, metaforic vorbind. Pentru că e foarte probabil să fie și niște ochi cu către voi, către hambarul ăsta plin. Munca pe care ați depus-o, da, poate se a soldat și cu abundență pe aici, pe acolo, dacă nu la capitolul bani, altfel de abundență, ceea ce poate să însemne satisfacție, împlinire, un sentiment de la de mi-a ieșit, am ajuns acolo unde mi-am dorit, dar pot apărea și probe de încercare, taman la recolta asta. Mai aveți și niște șoricei prin hambarul ăla, mai bate și vântul prin hambarul ăla, deci ceea ce ați obținut nu trebuie să lăsați la voia întâmplării, ci să luptați să păstrați, să fie al vostru în continuare. Să nu se ducă, să nu se risipească. Poate există și o sentiment de la de așa cum l-am făcut, așa se duc. E un efort de a păstra împotriva vicisitudinilor, pentru că nu întotdeauna putem menține nivelul pe care l-am atins. Voi ați ajuns la un nivel probabil de toată frumusețea, dar trebuie să și țineți cu dinții de ea, de starea în care vă aflați. Ați obținut o iubire, păstrați-o, ați obținut un job, păstrați-l, ați obținut o stare de liniște, păstrați-o. Și lucrul ăsta nu se face decât printr-o luptă. O luptă cu acești șoricei care se perindă prin hambarul vostru plin ochi. Scorpionul, cu trei planete acolo, toate sub tirul astral al lui Saturn, normal că sunteți în centru atenției. Pentru voi poate să vină un sentiment, o emoție mai bine zis, aveți o emoție specială. Poate până acum ați avut o doză de nemulțumire, de frică, de durere, de regret. Exista o durere în sufletul vostru și cum am spus că este o perioadă în care se umblă foarte tare în suflet, probabil vine balsamul, vine vindecarea, vine exact ce aveați nevoie. Erați trist în dragoste, se întâmplă ceva frumos în dragoste. Erați trist în plan profesional, se întâmplă ceva frumos în plan profesional. Deci acolo unde nu vă mai bucura de ceva vreme nimic, vi se oferă ceva. Poate nu exact ce ați așteptat. Gen, așteptați voi un semn de la Costică. Da, Costică nu vă mai dă atenție de 3 luni, dar este Ionică alături, care e prin preajmă și vă poate da alternativă. Da, fericirea, bucuria, împlinirea, soluția e alternativă, nu e aia pe care a dorit-o cu orice preț. Există și sentimentul ăla de mie altceva decât Costică nu-mi trebuie. Deci un fel de încăpățânare, vreți musai ce doriți. Dar poate alături, pe șina cealaltă, trece un tren care e mult mai interesant, mult mai bun, mult mai accesibil. Nu zice nimeni că nu o să obțineți ce vreți pe un anumit palier și nu vine deocamdată și a devenit obsesie și a devenit încrâncenarea numărul 1. Curajoși și bătăioși și ambițioși și pot obține cu orice preț, iar scorpionii când își pun ceva în cap pot obține, dar se poate să se ivească altceva mai la îndemână, cum spuneam, mai ușor de obținut, mai pe placul vostru, dar unii nu vedeți. Depinde, vor fi scorpioni care vor prinde imediat din zbor oferta, șansa, norocul cu care se ivește, zicând, mama, de când îl aștept, e bun și asta decât să mai aștept-o la nesfârșit din stânga, mai bine iau din dreapta, dar există și varianta cealaltă, încăpățânații care să zică, nu, eu, în afară de cei pe șina asta, nu mă uit la altceva. Și alături trece frumos un tren care, ce bun ar fi pentru voi. Rămâne de văzut ce fel de scorpion sunteți. Ambițiosul care obține cu orice preț, dar nu vede alternativa, sau cel care se mulțumește cu o soluție aparent de compromis, dar în viitor s-ar putea dovedi a fi mult mai potrivită. Săgetătorul, aveți niște planuri mărețe la orizont pe care vreți musai să le atingeți, dar parcă nu puteți să le realizați de unul singur. Ați avea nevoie de ajutor, de contribuție altora.
s-ar putea să vină către voi niște mâini întinse, tăvi întinse, nu mâini întinse în care trebuie să dați voi, ci mâini întinse de ajutor către voi. Ceva de care puteți profita în sens benefic. Un ajutor, o îndrumare, un sfat, o propunere, o ofertă, ceva necesar vouă în acest moment să vă îndepliniți visul ăla. Vine colegul de serviciu și se oferă, vine mama și se oferă, vine partenerul de viață și se oferă. Deci sunt niște oferte care vi se fac și pe care le veți privi foarte bine. Pentru că în spatele acestor oferte nu contează ce vi se oferă la urma urmei, contează emoția din spatele ofertei. Pentru că vedeți în această ofertă, în această mână întinsă, vedeți prietenie, vedeți iubire, vedeți respect la adresa voastră, vedeți că cineva vă vede, vă prețuiește, vă vrea binele. Asta contează mai mult decât ce veți face după ce veți folosi cei pe tava aia întinsă. Contează emoția frumoasă cu care cineva vă oferă acest dar. Aveți numai de câștigat, da, de pe urma darurilor primite de la aceste persoane și poate chiar un fel de întoarcere a serviciilor, pentru că și voi altădată ați făcut lucruri similare cu acești oameni și voi ați ajutat, a venit vremea să vă ajute ei și voi le-ați dat bani, a venit vremea să vă dea și ei. Deci e o întoarcere a serviciilor în sens pozitiv. De data asta nu cred că vă puteți aștepta la surprize gen ați dat cândva și nu vine mai nimic din partea aia. Nu, pentru că de data asta s-ar putea să fie oameni dragi vouă, oameni cu care locuiți în aceeași casă, oameni pe care știți de o viață, oameni cu care, pentru care ați băgat mâna în foc, că sunt de încredere și poate pe asta și mizați. Sunt sigur că prietenul meu din totdeauna va veni alături de mine când voi avea nevoie. Nu este o chestiune de viață și de moarte acolo, dar ați avea nevoie de un sfat, de o ascultare, de un telefon, de prezența cuiva, de, nu știu, un ajutor din dragă, cu dragă inimă, din suflet venit și vine de la acest personaj. Și cine știe, poate pentru unii chiar este un personaj nou, nu neapărat unul vechi, cum am spus, poate și unul complet nou și care schimbă relația. Până acum l-ați tratat ca simplu coleg de servici și felul în care își oferă serviciile acest om vă pune pe gânduri. Dacă nu, cumva în spatele simplei colegialități există și altfel de sentimente. Capricornul, revine ceva din urmă pentru voi, o amintire, o situație. Și parcă nu vreți să mai umblați în amintirile alea. E un fel de blocaj pe care îl impuneți voi. Probabil s-a repetat de atâtea ori lucrul ăla încât v-ați învățat lecția și acum când s-ar putea repeta o situație similară, știți să vă luați măsuri de precauție, știți să respingeți, știți să spuneți nu, știți să închideți ușa în nas aceleași situații, gen și ce... Am trecut prin asta sau mi-ai făcut asta de 100 de ori. Gata, spuneți voi. E o perioadă cu un spirit foarte tranșant. De la cine? De la Pluto, care încă e la voi în ogradă. Pluto e foarte tranșant, nu mai acceptă orice. Lucru pe care tot îl face. Dar aveți așa unii chiar un sentiment de la, dacă nu o spun acum, probabil n-am să spun niciodată. Trebuie să spun și odată nu. Să spuneți nu unui lucru care s-a repetat la nesfârșit înainte. V-a mințit cineva, l-ați iertat de fiecare dată, de data asta nu-l mai iertați. Vi s-a luat ceva de nenumărate ori, de data asta nu mai lăsați pe cineva să vă ia lucrul ăla. Ați fost criticat de cineva pe nedrept, de data asta nu mai permiteți. Sunteți foarte radicali, dar și fermi. Nu din încăpățânare faceți lucrul ăsta, ci e un fel de autoprotecție la urma urmei. Pentru binele vostru faceți lucrul ăsta. Spuneți ce aveți de spus, ziceți nu, dar cred că ăsta este primul lucru pe care l-ați învățat în ultima perioadă. Să spuneți nu. Nu lucrurile la care, a zis da ani de zile. Din care cineva probabil a avut de câștigat, a profitat de da-ul vostru, de bunătatea voastră, de blândețea voastră, de compromisurile pe care le-ați făcut.
dar acum ziceți, nu mai fac compromisuri, acum eu contez, am și eu ceva de spus în toată povestea asta și probabil vă veți ridica, da, împotriva acestei situații, n-aș spune neapărat persoană, acestei situații care s-a repetat de prea multe ori încât v-a sleit de puteri și v-a consumat niște resurse inutile. Închideți robinetul și prin robinetul ăla nu o să mai curgă tot ceea ce ați avut de dat, că ați vrut, când ați vrut, ani de zile. Vărsătorul, posibil să apară sau să existe, nu neapărat apare acum, să existe în preajma voastră un personaj care are un rol foarte stimulativ asupra voastră. Vă încurajează, vă îmbărbătează, vă provoacă, poate vă și provoacă. Chiar dacă poate o face așa și la modul de înțepături, de mici critici, de atingeri, apropo, aluzii, chestii de astea, poate chiar ironii, dar scoate din voi altceva decât ceea ce ați arătat până acum. Aveți nevoie să fiți zgândărit pentru a scoate un as din mânecă. Aveți asul ăla acolo, dar cât timp totu-i blând, totu-i liniștit, totu-i calm, nu umblați la asul din mânecă. E, asul ăla din mânecă este pentru situații speciale. Acum poate fi o astfel de situație specială, când trebuie să umblați acolo. Ce-o fi înseamnă lucrul ăla? O calitate de a voastră pe care o folosiți extrem de rar, un comportament pe care folosiți extrem de rar și îl accesați. De exemplu, nu sunteți împotriva violenței verbale, hai să zicem. Nu, voi nu vă certați cu nimeni, voi nu ridicați tonul la nimeni, dar cineva atât de tare vă apasă butoanele alea de suportabilitate, încât normal că veți da drumul la agresivitatea verbală. Nu la modul negativ, nu ca să atacați, nu ca să distrugeți pe cineva, ci să vă apărați, să vă arătați supremația din anumite puncte de vedere. Veți accesa această resursă. Care o fi aceea? Aveți destule în buzunar acolo care trebuie folosite clar în beneficiul vostru. Posibil să-și schimbe mult părerea despre voi, pentru că nu scoateți la iveală ceva rău. Agresivitatea, da, sună urât când zic agresivitate, dar în unele situații e necesară, gen să vă apărați copilul care a fost bătut pe nedrept în curtea școlii. Normal că vă duceți ca o leoaică acolo, femeile, și faceți dreptate. Dar unde interveniți cu această agresivitate, e necesar pe semne. Și cuiva îi faceți bine, de-aia s-ar putea să fie în beneficiu cuiva această calitate pe care o descoperiți la voi. Vă e frică de înălțime, dar într-un astfel de moment, într-o situație oarecum limită, vă suiți pe un turn și salvați o pasăre rănită acolo. Deci faceți ceva ce vă depășiți propriile frici, limite, convingeri limitative și toate celelalte, descoperiți că, uite-mă, pot să fac lucrul ăla de care mi-era frică sau din diverse motive îl țineam acolo înăbușit și cine știe dacă nu vă schimbă viziunea, concepția asupra voastră. Ori oamenii vă văd diferit, ori voi vă veți privi pe voi de acum cu un ochi mai mândru, probabil, de voi. Deci, măi, uite, pot să fac lucrul ăsta. Deci, sunt tare. Peștii, cele trei planete de acolo, din Scorpion, vor fi în brațele, să zicem așa, de departe, ale lui Saturn în ograda voastră, va mai veni și Luna la voi, deci va fi o energie de apă colosală. În total, pe parcursul zilei, vor fi 6 planete în zodii de apă, iar voi sunteți zodie de apă. 3 planete în ograda voastră, 3 planete în Scorpion, e o susținere nemaipomenită acolo. Și toate acestea vă inspiră, încât voi puteți fi o sursă de inspirație ori pentru voi înși vă. Găsiți soluții, găsiți căi, găsiți imaginația merge în strună, ori pentru alții. Puteți fi un fel de profesor, speaker motivațional, nu știu, terapeut, coach, care îi îndrumă pe alții, îi vindecă pe alții, îi ascultă pe alții. Mai degrabă îi îndrumă. Puteți fi un bun consilier, un bun ascultător, un bun confident, un bun prieten, evident.
Deci aveți o multă empatie, dar e mai mult decât empatie ce arătați voi acolo, este experiență de viață, în unele cazuri poate chiar cunoștințe aveți într-un anumit domeniu, sunteți foarte bun într-un anumit domeniu și folosiți aceste calități în beneficiu altora. Evident, și în beneficiu vostru. Puteți juca rol de mic terapeut, de mic psiholog, acolo unde vă aflați, de mic sau mare, coach. Deci e un om, sunteți un om în mediul vostru, da, poate adunați în jurul vostru un anumit grup de persoane care vă ascultă așa, wow, de parcă le-a ști pe toate. Sunteți înțeleptul satului, sunteți profesorul tuturor, mentorul, îndrumătorul, coordonatorul, pentru că știți și pentru că emanați o anumită liniște. Au încredere oamenii în ceea ce le spuneți, le arătați. Da, poate îi mai și criticați pe aici, pe acolo, că s-ar putea să nu-i învățați dându-le bombonele. Îi învățați ca un profesor care mai și atrage atenția. Uite, aici nu-i bine, aici ar fi fost bine așa. Și cine are urechi să asculte și să uite la voi ca la un învățat, ca la un înțelept, ar avea multe de câștigat și de învățat din toată povestea asta. Dar de fapt n-a venit decât timpul să dați din ceea ce știți voi. Gândiți-vă că aceste trigoane n-au mai avut loc cu Saturn la voi în ogradă, vreau să spun, n-au mai avut loc din 95. Poate la vremea respectivă erați mic copil, încât a venit vremea să vă arătați supremația, cât de bun ați devenit într-un anumit domeniu, să vă arătați inteligența, experiența, expertiza, în competența, în anumite domenii pentru care v-ați pregătit și poate unii încă vă mai pregătiți. Cam asta este, cred că a venit vremea să arătați ce ați învățat. Pentru un anumit plan. Ori profesional, ori de la școala vieții și cine vă vede zice, măi, peștele ăsta știe ce spune. Asta este ziua de 24 octombrie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care vi le-am recomandat. Fiți cu ochii pe acest canal de YouTube toată săptămâna, că întotdeauna finalul de lună este plin de filme legate de luna care vine. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.